Astăzi, jandarmii mehedințeni au prezentat bilanțul actual. Totul s-a întâmplat într-un cadru restrâns impus de actualul context epidemiologic. La această activitate au fost prezenți Octavian Tuțu, subprefectul județului Mehedinți, colonelul Alexandru Tobă, împuternicit adjunct al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, precum și reprezentanții instituțiilor cu care jandarmii cooperează în îndeplinirea misiunilor specifice. În anul 2020, jandarmii mehedințeni au intervenit la peste 13.000 de misiuni pentru menținerea ordinii publice și la 245 pentru asigurarea acesteia. Totodată au intervenit și la 112 fapte de natură penală și au acționat la diverse situații unde au fost solicitați de către oameni.